încercăm să începem cu un cântec din primăvară, pentru că poate trebuie să învățăm de la primăvară, să renaștem, indiferent de greutățile care ar veni peste noi, și să înflorim așa cum în fiecare an primăvara ne dovedește că din tot ce este uscat și vestejit, revine, aduce culoare și frumusețe. Și chiar dacă ziua de astăzi este așa mai cețoasă și mai ploioasă, poate Dumnezeu vrea să ne arate că ploile trebuie să le acceptăm și să le transformăm în bucurii. Mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și alături de acești copii și am simțit în mod deosebit să invit astăzi mămici, bunici, mătuși, pentru că cel mai mult și cel mai important întotdeauna în sufletul nostru va fi, este și va rămâne mama. Pentru mine mama este un munte de modestie, un munte de putere. Este omul care, indiferent cât de greu a fost, a fost acolo să se bage pentru mine. Și atât timp cât mamele noastre trăiesc, atât timp cât avem lângă noi un suflet de mamă, putem să spunem că suntem binecuvântați. Pentru că ele trăiesc, respiră toate bucuriile noastre, toate împlinirile noastre și fiecare zi, mai grea sau mai ușoară, ele trăiesc pentru noi și sunt mulțumite și împlinite doar prin ochii noștri. Și de aceea țin să precizez acest lucru. Mamele trebuie prețuite nu doar de 1 martie sau de 8 martie, ci în fiecare zi și să fim conștienți că fiecare mamă, în felul ei, a făcut cât a putut de mult. Așa cum a făcut și mama mea pentru mine și, bineînțeles, că și mi-a invitat mama astăzi alături de noi. Sper ca mărțișoarele noastre muzicale să fie bine plăcute și bine primite, mai ales, chiar dacă vor mai fi și mici greșeli, să-i aplaudăm și să-i încurajăm, pentru că este foarte multă muncă. Și alături de acești copii, de ani de zile, 16 ani iacătă s-au făcut, ne-au stat, indiferent de timpuri cât de grele au fost, doamna Maria, care este astea alături de noi, și mulțumim foarte mult. Și bineînțeles, și domnul Robert, care întotdeauna este undeva prin spate, dar important este că este totdeauna prezent. Și bineînțeles, și viitor, care sună bine alături de noi, copiii care ne ajută și ne sprijină să-i formăm în continuare pe ceilalți. Sperăm la timpuri, cum să spun, cu mult soare și cu multe împliniri pentru acești copilași și eu sunt convinsă că lucrurile se vor așeza din ce în ce mai bine în vara care vine, în toamna care vine, în iarna care vine, în așa fel încât să avem cât mai multe oportunități și cât mai multe posibilități pentru acești copii să-i aducem acolo unde le este locul. Vă mulțumim și sperăm să primiți cu drag mărțișoarele noastre. Știți?
Să vă mulțumim.
Bărișor, bărița, mereu, dâli, 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 dâți-o, bără, bărița, dâli, 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 dâți.
care îmi va din rău, că nu e asta cum sunt eu. Dar la tine îmi va din răi, mai de zis că mă scătării pe pas și iar așa. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Oh!
încărcat sufletul așa cu un pic de bucurie în această primăvară. Sunt foarte multe ore de muncă în spate și suntem tare mulțumiți și în primul rând mulțumim lui Dumnezeu că avem puterea aceasta de a crește copiii atât de frumos și de a păstra ceea ce este mai valoros. Ne vom strădui și în continuare să ducem generații peste generații cât ne-a ajutat bunul Dumnezeu, dacă acesta este talentul pe care îl împărțim împreună cu domnul Robert, fără de care și Călin, care ne ajută foarte mult și toți băieții mari sunt implicați în coreografie, fetele la fel ne sprijină și împreună cu doamna Maria, care m-a implicat tare mult astăzi să vină să văd câte, cu două, trei câte cele. O doamnă deosebită, alături de care eu m-am format și încă mă formez în continuare și o proaspătă bunicuță. Mă bucur să împart această bucurie cu dumneavoastră, alături de familia noastră, fără de care nu s-ar fi putut ține această activitate, că weekend de weekend domnul Florin se trezește la ora 4 și vine și face focul aici să nu ne fie fric, să ne fie bine, să ne simțim ca acasă. Ce să vă spun? Mulțumesc și doamnei Cati, că e a doua mamă pentru copiii dumneavoastră, cred că îi dați voie, pentru educația și felul cum îi formăm noi aici. Cântecul le schimbă viața, muzica e terapie pentru suflet. Așa că aduc mulțumire din nou doamnei Cati și nu în ultimul rând colegului meu, profesor Robert Costrovan, coregraful care a stat cu modestie acolo în hol. Vedeți, dumneavoastră, ce întregere mare are Robert, de așa sunt salariați, cum este Călin, este la ansamblu Busiocu de la Bacău, un ansamblu de prestigiu. Felicitări și dumneavoastră și mulțumim de doamnei Cati, care ultim de weekend se sacrifică pentru a-i scoate, a reface viața frumoasă, nu așa că vă place viața asta frumoasă, nu așa? Și cei din urmă, cred că propune primăriei să mărim scena, cred că, pe parcursul generațiilor care vor veni, nu așa? Să vă trăiască. Dumneavoastră să aveți o primăvară minunată, alături de mărțișoarele dumneavoastră. Și ce să vă spun, sunt încântată de ei și eu, și de dumneavoastră totodată. Mulțumim și conducerii școlii care este aici. Și merită aplauze. E modestă, doamnă director. Așa. Și mulțumim și copiilor dumneavoastră foarte mult, care își ia din joacă, timpul de joacă, și vin aici și nu ne jură. Facem evoluție frumoasă. Vreau să... Eu v-am adus un mărțișor, un cântec în dar, cu multă, multă bucurie, sănătate, pace și tot, tot, tot ce vă doriți, bunul Dumnezeu să vă împlinească. Să vă dăruiască daruri așa frumoase, cum sunt copiii dumneavoastră și să-mi ducă talentul mai departe, să-l împărțească și celor din urmă, frățiorilor, cum avem aici, noua familie aici. Mă bucur că vă cunosc și bine ați venit alături de noi și sper să ne fiți alături de noi în continuare. N-am făcut cunoștință, nu știu așa, dar sunt încântată de prezența dumneavoastră, să știți aici. Și dăm drumul, domnul vice, ia să vedem. Am adus un colaj, doar 9 minuțe, așa. Dacă vreți să și lăsați. Oh,
frumoasă. Mai sunt atâtea suflete,
unde mă găsești tocmai pe mine? Sunt atâtea alte pe lemsan, mândre, frumoase din calea afară, tocmai peste mine toaina. Dragoste să fii merdă de-o gară, lume zbăieți își-au dreptate, iar pe lele îmi râd în spate, mult mine ca și mi-e rușine. Dar iar n-ai ba dragoste în tine, și-așa mă. E tu să fii de dragoste și mai rău să te plăți de mâine. Mai sunt atâtea suflete, unde mă găsești tocmai pe mine? Sunt atâtea alte pe lemsan, mândre frumoase din calea afară, tocmai peste mine tu ai dat. Dragoste să fii de rău de-o cară, lumesc băieți și-au dreptate, iar pe mele îmi râd în spate, mult veneca și mi-e rușine. Dar ar mai va dragoste în tine, în drumul meu am fost odată, o dragoste nevinovată, iar dulce-o vreți și nu-mi-e bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă invit pe doamna Cati! Aveți treabă! Nu așa? Eu am să cânt acum din toată inima mea, un sincer la mulți ani, și nu numai pentru mămici, și pentru bărbați, pentru toți invitații. Și să aveți o primăvară frumoasă și o să cântăm un mulți ani trăiască, ia auziți! Mulți ani trăiască, împreună cu mine! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Haideți! Astăzi este ziua mea, Doamne, cum trece vremea, repede-a trecut un an, când cântam și cum jucam. Astăzi este ziua mea, Doamne, cum trece vremea, repede-a trecut un an, când cântam și cum jucam. Ia-i-s! 3 zile vom sta la masă, seara asta e aleasă. Vom cânta mulți ani cu toții și copiii și nepoții. 3 zile vom sta la masă, seara asta e aleasă. Vom cânta mulți ani cu toții și copiii și nepoții. Și împreună cu mine! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască? Doamna Cati, domnul vice, să trăiască colegul domnului vice! Domnul primar viitor, domnul primar, până am avut cunoștință și nu am înțeles, nu știu. Așa, să vă fie de bine și să fiți sănătoși și toată lumea să trăiască. Mulți ani! Ia uitați, un artist mare de la ansamblu Busiocul, care vine să ne aducă un buchet de flori din partea colectivului, din partea Mucurașilor. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc o după-amiază frumoasă și o primăvară încântat după sufletul dumneavoastră să fie. Viața să vă fie, cum e viața copilașilor dumneavoastră? Un cântec. La mulți ani! Doamne ajută! Odată mulțumim doamnei Cati Rață pentru tot efortul pe care îl face în fiecare weekend de weekend, să știți. Și felicitări de dumneavoastră. La mulți ani, cu Doamne ajută! Copilași, tuturor și bombonele în spate pentru toți artiștii noștri, mai mici și mai mari. La mulți ani și o primăvară bună!